Alături de viceprimarul Marcel Ciolacu și soția sa, la secția numărul 1 de la Școala Generală numărul 5 a fost și Eugen Teodorovici, consilierul premierului Victor Ponta. Secundul lui Boșcodală le-a mulțumit buzoienilor care au ieșit la vot înfruntând vremea capricioasă, iar după ce a ieșit din secție, viceprimarul Marcel Ciolacu a făcut un apel către concitadini să meargă la urne. În primul rând, aș dori să mulțumesc buzoienilor că au ieșit cu asemenea vreme la vot. Aș dori să le mulțumesc și celor care o să iasă de acum încolo. Pare că lumea, buzoienii vor să-și decidă singuri destinul și mi se pare cel mai corect așa. Am votat astăzi pentru o echipă puternică. De fapt, e continuarea votului de la locale. Împreună cu Eugen Teodorovici, cu domnul Nicolicea, vom face o echipă puternică în Parlamentul României. Buzoienii trebuie să știe că sunt multe probleme care nu pot fi rezolvate decât de la București. Și ca aceste probleme să aibă o rezolvare, trebuie să fie reprezentați de o echipă puternică care știe foarte bine ce are de făcut.